Mergem la următorul subiect, numai azi, nu-i mâine, de la 1 aprilie și nu e păcăleală. Comitetul de reglementare al ANRE a aprobat prețurile pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale pentru cei 38 de furnizori de gaze, cum spuneam, majorarea pentru clienții casnici, fiind în medie cu 2% începând de la 1 aprilie 2017, adică de mâine, asta potrivit unui comunicat al instituției. Cu alte cuvinte, prețul la gaze crește și piața se liberalizează. Singurul lucru bun în această liberalizare a pieței este că pot apărea alți furnizori cu care tu, ca și consumator casnic, ai putea să-ți negociezi prețul la gaze. Însă piața este, iată, saturată. Sunt deja 38 de jucători pe piață. Ăștia vor merge pe liberalizarea asta și, iată, majorare cu 2%. Ar părea mică cifra asta, dar nu e mică deloc. Poate să pară mică, dar această cifră nu este, face parte dintr-un plan de măsuri pe care l-am agreat împreună cu Fondul Monetar Internațional și cu Uniunea Europeană, un plan de măsuri care va ține până în anul 2021 și care va conține creșteri constante, dar mici, ale prețului la gaze. Ca să nu ne oripileze. Îl avem la telefon pe Răzvan Niculescu, fost ministru al energiei. Bun găsit, domnule Niculescu. Bună ziua dumneavoastră și invitaților noastre. Poate ne explicați dumneavoastră cum e cu... A fost blocare de liberalizare de piață. Iată, de mâine piața este liberalizată în ceea ce privește gazele naturale și creșteri de 2%. Care e efectul asupra populației? Este o confuzie, să știți aici. Piața nu va fi liberalizată până în 2021. Păi cum așa? Păi nu va fi, că în 2014... În fine, am împins acel termen care inițial era 2018, sfârșitul 2018, până în 2021. Deci vor exista prețuri reglementate la gaz până în 2021, deci statul va putea interveni în cazul în care lucrurile nu sunt în regulă. Ce se întâmplă de la 1 aprilie, una din componentele care formează prețul pe care îl plătim toți, și eu și dumneavoastră și telespectatorii dumneavoastră, nu se mai stabilește de către stat, și anume componenta cost gaz produs în România. Dar prețul total este în continuare stabilit de către ANRE. Domnule ministru, rămâneți cu noi. Prințul Charles al Marii Britanii ajunge la Teatrul Național. El se află într-o vizită în România și urmărim imaginile acestea. Prințul Charles a fost și zilele trecute la Muzeul Satului, a dansat alături de români îmbrăcați în costume populare. Prințul Charles, chiar acum când Marea Britanie declanșează și se află în procedură de Brexit, este în vizită în România, o țară în care Prințul Charles deține și proprietăți. S-a văzut și cu cei de la Casa Regală și iată, continuă periplul în România într-o vizită la Teatrul Național din București. Ce ar însemna, nu știu, vizita Prințului Charles dincolo de această agendă de Muzeul Satului, de întâlniri cu Casa Regală, sunt și rude la un moment dat. Am putea afla imediat de la colegul meu, Adrian Păsărin, care se află alături de Prințul Charles. Bun găsit, Adrian! Bun găsit, Prințul Charles a ajuns în urmă cu câteva momente aici, în Teatrul Național București. Acesta a fost întâmpinat de directorul teatrului, de Ion Caramitru. Aici, la clădirea teatrului, urmează să stea aproximativ 40 de minute, timp în care va vizita toate scena și zonele cele mai importante ale acestei clădiri, care a fost reabilitat de curând. Înainte de a veni aici, să spunem că Prințul Charles a făcut o plimbare prin centru vechi, mai bine de o oră s-a plimbat prin centru vechi, a vizitat clădirile mai vechi din această zonă, a stat de vorbă și cu oamenii. După ce va pleca de aici, mai are programate câteva întâlniri cu reprezentanții unor ONG-uri, însă astăzi trebuie să spunem că se va încheia vizita Prințului Charles în România.
Mulțumesc, Adrian, pentru detalii. Prințul Charles se plimbă prin România, discută cu multă lume și s-a făcut un program, e la Teatrul Național. Revenim la domnul Niculescu, fost ministru al energiei. Scuze de întrerupere, domnule Niculescu. Spuneați la un moment dat că doar o singură componentă se liberalizează pe piața gazelor, anume gazele produse în România, nu? Da. Da. Bun. Deci, ca să înțeleagă foarte bine telespectatorii dumneavoastră, cu toții plătim un preț. Acest preț va fi în continuare stabilit de către Autoritatea de Reglementare în Energie. Acest preț are mai multe componente. Componenta preț gaz produs în România, componenta cost transport gaz, componenta cost distribuție gaz, componenta marjă de furnizare gaz natural și componenta cost stocare gaz natural. E, toate aceste componente ne dau un preț final care în continuare va fi stabilit de către Autoritatea de Reglementare în Energie până în 2020. Am înțeles. Cât privește această scumpire de 2%, despre ce este vorba și cât de mult va afecta populația casnică până la urmă? Populația casnică o va afecta cu 2%. Adică, și așa la preț mare vor plăti mai mult. Da, vor plăti mai mult cu 2%. Asta este clar. Depinde ce ne raportăm. Dacă ne raportăm, de exemplu, la evoluția prețului la lemnele de foc, care au crescut, preț care a crescut cu mult mai mult în ultimele luni, în această iarnă, mă spune dumneavoastră, e o creștere foarte mare, dar e o creștere. Doamne ministru, vreau să vă întreb și eu pe urmă, că nu-ți lămuriți și nici nu stăpâneți foarte bine povestea asta, cum se plătește, cum se calculează metru cub de gaze și așa mai departe. Eu n-am văzut niciodată să ieftinească gazele astea. Numai în sus au plecat. De ce? Au mai fost și momente în care s-au mai ieftinit în trecut. Este o anumită dinamică care urmează cursul atiței, pe de o parte. Pe de altă parte, sunt aceste costuri cu transportul, cu distribuția, care țin cont de investițiile realizate. Mie ce mi se pare important în perioada următoare este ca politica, să spun, inclusiv a reglementatorului să fie mai aplicată și mai preocupată în legătură cu consumatorii. Domnul ministru, e o discuție de emisiune și o să vă invit o dată în emisiune să le feliem așa că trebuie neapărat să lămurim oamenii. Mulțumesc pentru lămuriri. O să tragem concluzie pe creșterea prețului la gaze imediat după câteva minute de publicitate. Revenim. Bun, așa cum am promis, tragem concluzii pe creșterea asta de preț de 2% la gaze pentru toți consumatorii până la urmă. Nu e normal, adică a mai scăzut, spunea fostul ministru Niculescu, au mai scăzut câteodată cu 0,0000 prețul la gaze, dar asta se duce mereu în sus. Nici măcar 0,000 nu a ajuns să se simtă în factura consumatorului, în factura utilizatorului, celui care, proprietarului de apartament, de centrală proprie, de casă cu centrală și așa mai departe. Pentru că, mă rog, domnul fostul ministru a motivat că, într-adevăr, prețul gazelor include și nivelul prețului de la țiței, dar și nivelul investițiilor, prețul investițiilor care au fost făcute. Numai că atunci când scade prețul și vedem că a scăzut prețul și la carburant. Am avut benzina ieftinită. Ați văzut prețul la gaze scăzând vreodată? Nu, la gaze niciodată. Nu, la gaze niciodată. Nu, dar este anormal, adică ai centrală de apartament și pui acolo, cum se cheamă ăla, ziceți, de reglementează el temperatura, centrala pornește, se oprește. Termostatul ăla. Mă, și îți vine câte o factură de aia te dor dinții, adică 6 milioane în lună de iarnă la o pensie, să zicem, de 9 milioane. Păi din ce mai trăiește omul ăla? Și noi avem gaze, slavă Domnului, România produce gaze. Cert este ce a spus președintele ANR, președintele Autorității Naționale de Reglementare în domeniul energiei, care spune foarte clar că de la 1 aprilie, adică de mâine, așa, tariful gazelor va crește cu 1-2%. Prețul va fi stabilit anual. Deci ceea ce spuneți dumneavoastră că poate vom avea o scădere, nu se va întâmpla niciodată, pentru că
însuși președintele ANR spune că acest lucru nu se va întâmpla. Dar eu nu înțeleg. Scade țițeiul. Spunea că în componenta de preț este și prețul țițeiului la nivel mondial. Mă, în România nu se întâmplă niciodată. Scade țițeiul la nivel mondial, ajunge barilul la bursă jos. Mă, în România nici la stațiile PECO nu scade prețul. Nu suntem chiar suverani în a stabili prețul acestor, fie a combustibilor, fie al gazelor. Avem niște acorduri clare cu FMI-ul care nu fac altceva decât să precizeze creșteri constante până în 2021. Nu suntem liberi în a stabili prețurile. Dar de ce nu suntem noi liberi niciodată așa în viață? Pentru că suntem extrem de datori către aceste fonduri și atunci automat ele vor să-și protejeze investiția, sumele împrumutate, se asigură că le vor recupera. Eu cred că înainte de orice își protejează interesele și asta e foarte clar. Noi, în primul rând, pe lângă faptul că suntem datori, dar datori suntem toți, toate statele sunt datoare. România ajunsese la un moment dat să devină să nu mai fie, dar nu vreau să-mi aduc aminte de perioada istorică. Însă, cred că înainte de orice suntem un pic dependenți de interesele venite de prin afară și de asta bag seama că nimeni, indiferent de partidele care se află la putere, nu are curajul să se opună cu adevărat acestor interese și să mai lucreze și în interesul românului până la urmă de rând. Pentru că românul, sigur că suportă liberalizarea prețului la gaze, suportă creșterea prețului la gaze și la celelalte produse, iar salariul îi rămâne pe loc sau crește cu foarte, foarte puțin.